Cumpără sunt și NFC25 de pe Eosemobile folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și Maxi la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 15 din cara noastră frumoasă cu Barcelona. Suntem în ultimul sezon, în sezonul cu numărul 2. Iar echipa noastră s-a descurcat destul de bine, mai ales că am schimbat-o puțin și am adus un nou jucător la echipă. Și acela este desigur Benjamin Sesko. În acest episod vom trece de perioada de mercato din vară și vom intra acolo în pâine în La Liga și în Champions League. Și înainte să trecem la meciuri, desigur că vreau să mai fac câteva transferuri, pentru că mai avem foarte, foarte puțin timp. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonașul de like, să strângem multe, multe like-uri și desigur să verificați și link-urile din descriere. Acestea fiind spuse, haideți să vedem ce putem să transferăm la echipă. Din episodul anterior v-am întrebat pe cine să transferăm la echipă și cine să plece la echipă, ba chiar și ce număr să-i dăm lui Sesko. Iar ca număr, haideți să-i dăm numărul 7, pentru că acela mi se pare foarte, foarte bun și am văzut acum un comentariu foarte interesant. Așa că numărul 7 îi va veni lui Sesko, care vedem că l-are aici Ansu Fati, dar o să facem altceva cu Ansu Fati, o să-i punem alt număr. Așa că acum Sesko are numărul 7 și Fati numărul 12. Evident că transferul nu a fost cine știe ce idei, chiar a fost niște idei ok, dar față de echipa pe care avem în momente față, nu știu ce să zic, mai ales că avem rezerve chiar foarte, foarte bune. În atac avem rezerve pe cum Roche, Fati sau Torre, pe care știi că l-am mai folosit pe dreapta, ba chiar și Messi. În mijloc avem destui, avem Dani Olmo, avem pe Gavi, avem și pe Messi, putem să-l folosim, desigur și pe Torre și pe Ansu Fati, avem foarte multe variante și în mijloc. Iar în defensivă l-am pe Garcia cu Barsi și Rațiu, desigur și Peña ca portar. Nu știu ce transfer să facem, pentru că transferele pe care le-am făcut au contat foarte mult și au schimbat foarte mult echipa. Dacă mă uit pe fiecare poziție pe care o avem, mijlocaș, atacant sau fundaș, avem jucători foarte, foarte buni pe fiecare poziție. Ba chiar și o bancă chiar foarte, foarte bună. Așa că pentru că nici eu n-am nicio idee pe ce transferăm, efectiv am o echipă chiar foarte, foarte bună. Poate în locul Rațiu ar fi o variantă, cu Barsi niciun caz, este foarte, foarte bun. Dar în locul Rațiu am putea să transferăm pe cineva, dar totuși e Rațiu, așa că aș vrea să rămână la echipa noastră. Așa că presupun că o să păstrăm așa până la finalul sezonului sau poate cine știe mai facem un transfer în perioada de iarnă de mercato. Poate cine știe până la urmă Sesko nu se mișcă bine, dar nu cred. Deja are două goluri date în La Liga, dacă mă înșel, deci se vede acolo că e bun. Dar cine știe, poate veniți voi cu niște idei chiar foarte, foarte bune pentru jucătorii din primul 11 sau de pe banca de rezerve, dar în jucătorii mai buni. Acestea fi spus, să-i dăm skip la deadline day și mergem mai departe. Și vedem că următorul meci este în La Liga versus cei de la Osasuna, un meci destul de ușor, am putea să-l câștigăm foarte ușor, însă vedem că ei sunt pe locul 4, deci înseamnă că au jucat destul de bine, așa că o să vreau să jucăm și cu ei. Echipa asta este foarte, foarte pregătită, foarte pregătită, așa că o să intrăm așa cu ea și haideți să vedem ce reușim să facem în acest match. E bine, și ce meciu, primul meci din acest episod în La Liga, hai să reușim să câștigăm acest match. E aici Nico Williams, Nico Williams se poate duce singur, vede pasta este bună la Gyökeres, continuă Gyökeres, haide, nu, este fault, nu. Haide, continuă. Bine, bine mă, asta zic mă, Gyökeres, bine acolo, dribblingul lui Gyökeres chiar foarte, foarte bun. Am crezut că este fault, însă până la urmă a reușit aici Gyökeres să pună piciorul pe minge și să șuteze, dar și să dribleze foarte, foarte bine acolo. Revedem faza foarte bine aici, a luat mingea înapoi și dribblingul lui foarte, foarte bun, cum a reușit să-l păcălească pe acest jucător și marchează, face 1-0 în acest match. Foarte bine aici Gyökeres dacă reușește pasa, reușește pasa Sesko și acum Sesko. Sesko, haide mă să Sesko, bă, Sesko. Oh, bine aici, haide, nu, foarte lent, chiar foarte, foarte lent Sesko. Asta e foarte bună, pasa bună la Nico, foarte bine acolo și șutul este pe lângă poartă, din păcate. Bine aici, la Miamal, continuă foarte bine, șutul la că este bun, incredibil, bă, incredibil, n-ai mă ce să-i cer lui la Miamal, n-ai ce să-i cer efectiv. Șutul este perfect, perfect, dar nicio șansă n-a avut portare, nicio șansă. Ce finish-at. Revenem faza foarte bine aici la Miamal cu niște de-astea, nu știu, step-over, parcă se numesc. Însă finish-atul, cât de bun. Încă o fază foarte bună aici, pasa bună la Sesko și acum șutul. Asta zic mă, bine mă Sesko. Sesko că chiar mai bine decât Gyökeres. Bine, momentan am avut ocazia cu Gyökeres, dar totuși. Vedem pasa foarte bună de la Miamal și aici se duce singur sos Sesko și șutează, dar și machează.
Din ocazie bună pentru un șut bun și se pare că marchează aici Matatovi sau cum îl cheamă pe acest jucător, habar n-am, dar marchează un șut chiar foarte puternic, m-a prins acolo foarte bine. O pasă chiar foarte, foarte bună la dată la acest jucător și șutul chiar este foarte, foarte puternic. Facem și schimbarea aceea, scoatem pe la Miamal, o să-l băgăm pe Messi pe dreapta și în rest o să păstrăm cam așa echipa, o să vreau să bag pe Rațiu totuși în locul lui Balde și hai mă să băgăm și pe Cubarsi. Este chiar foarte bun, așa că îl băgăm în locul lui Marquinhos. Fază bună pentru ei, însă ce șut interesant aici, din păcate apără Ter Stegen pentru ei, din păcate. Iar acum lovirea de gol, se vedea că este prinsă, da, este prinsă aici de Ter Stegen. Andrei Rațiu la balon, foarte bine acolo, centrarea dacă este bună, este bună la Sesco. Pasă în spate la Pedri, Pedri vede foarte bine aici, așa cum dacă reușește, bine mă, Nico Williams. Ce șut din prima, efectiv din prima. Un finez foarte, foarte bun dat pe lângă jucător și pe lângă portar, intră direct în plasă. Revenem faza cât de bună pasă, însă uitați-vă, din prima efectiv, nicio șansă n-a avut portar, nicio șansă. Ce efect a prins mingea. Azi e bună și pentru ei, dacă reușim să facem ceva, bine acolo, Ter Stegen, măi, zeu ce Ter Stegen ăsta. E bine, și se termină meciul, reușim să câștigăm cu 4-1, efectiv îi spargem pe cei de la Osasuna, foarte, foarte bine a jucat echipa și reușim să obținem 3 puncte. E bine, și a sosit și UEFA Champions League aici, foarte frumos, vedem că avem meci greu, chiar greu, versus cei de la Paris Saint-Germain. Îi dăm advance și haideți să vedem ce reușim să facem în acest match. Echipa este destul de odihnită, poate Araujo va ieși și va intra aici cu Barsi, iar Messi cu siguranță pe dreapta în locul lui la Miamal, însă vrea să păstreze așa echipa pentru că e un match chiar foarte, foarte greu. Vedem că William s-a crescut pe la 89 overall foarte bine acolo. Totuși intră un match și haideți să vedem ce reușim să facem în Champions League în al doilea sezon. Întrerup acest vlog șmecher pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atos, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți de sigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul Unreal pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea, aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul descriere și cumpărați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, și în ce meciu versus și la Paris Saint-Germain, al doilea meci din acest episod, hai să reușim să câștigăm și acest meci. Azi e foarte bun, Osman Dembele la Son, aparent Son e la PSG, ok. Pedro Gonzalez nu reușește acolo. Fabian, foarte bine, continuă acolo, pasă la Son, încercăm să-l oprim, nu, bine acolo, Ter Stegen, mă, Ter Stegen, asta zic. Ce bine a scăpat acolo și șutul însă este apărat foarte bine. Iar acum lovirea de colț, hai să reușim să ne apărăm și haide să sară acolo, bine. Bine aici la Sesco, dacă reușește pasa, bine acolo, și Gheorghez, haide, centrează. Și, haide, nu reușim, din păcate. Bine aici pasa, Nico Williams trece foarte bine, se poate duce pasa dacă este bun, la Miamal șutează și, din păcate, este deviată, clar este deviată. Da, este deviată, lovitoare de colț, pasa aici aproape la Pedri, dacă reușește să facă ceva, centrarea este bună, însă nu este absolut la nimeni. Ce pasă, bine acolo Ter Stegen, mamă ce n-a salvat Ter Stegen, incredibil. Face și se schimbări, avem nevoie foarte, foarte mult, băgăm aici pe Cubarsi, pe Messi, îl băgăm în locul lui la Miamal și scoate pe Frenkie de Jong, intră Gavi și cam atât. Iar acum lovitura de colț, haide, trebuie să apărăm, ce trai bun acolo, cap bun, pară, incredibil, însă reușim pe la urmă. Sunt la balon, incredibil, bine acolo Ter Stegen, mamă ce ne salvează Ter Stegen în acest match. Ultima fază din match, du-te Messi, haide Messi, du-te, Lionel Messi, la balon, Lionel Messi, haide mă, nu, am risipit faza, efectiv. Asta este, facem egal, nu reușim să îi bătem, un match chiar foarte, foarte strâns, dar asta este, până la urmă primim un punct.
E bine, următorul meci este un meci greu. Iar dăm de Real Madrid. Deci m-am plictisit. Aceeași echipă în continuu. Însă data asta o să fie mult, mult mai greu. Din cauza că jucăm pe legendarii. Și asta va conta foarte, foarte mult. Vedem că Real Madrid este pe locul 9. What? Pe locul 9. Ok. Nu este pe primul loc, ca de obicei. Însă în acest meci, wow, echipa este foarte, foarte obosită. O să iasă din prima la Miamal. O să intre Messi pe dreapta. Barça o să vreau să intre în locul lui Araujo. Balde o să iasă, o să intre Rațiu. O să iasă și Frankie, o să intre aici Gavi și cam atât, cam atât. Intră un meci și haideți să vedem ce facem în La Liga. E bine, și începe aici El Clasico, haideți să reușim să câștigăm acest meci dacă meciul anterior nu am reușit să câștigăm. Un meci greu, dar eu zic că reușim. Messi la balon, centrarea este foarte bună la Sesco. Sesco, dacă reușește centrarea, reușește. Și acum clocherez din prima, însă a brăcruta. Azi e foarte bun aici Mbappé se duce, reușim să prindem, continuă Mbappé, incredibil, nu pot. Bine acolo Ter Stegen, mă. Azi e bun aici, pasa este bună la Gyökeres, haide Gyökeres, du-te. Centrarea este bună, însă direct pe portar, bă. Azi e foarte bun aici, însă reușim să-l oprim, nu este fault, bine acolo continuă. Mbappé la balon, Mbappé, să facă reușit să facem ceva, Mbappé continuă foarte bune, intre, incredibil, bă, ce mi-a făcut Mbappé aici, incredibil. Ia uite-l, bă, frate, mă. Ok, facem și schimbări, se pare că nu ne desfăcăm deloc. Îl băgăm pe Garcia în locul lui Marquinhos și intră și Dani Olmo în locul lui Gavi. Și Fati, haide să băgăm atacant pe Fati. Haide să facă este destul de bun acolo, pentru că Sesco cam lent. Messi la balon, pasă dacă este bună, este, haide Ansu Fati, continuă. Centrarea dacă este bună, nu așa de tare, haide, merge. Și acum că crezi? Nu pot să cred. Este offside? Ok, era offside. Ok. Bine aici Dani Olmo, haide. Du-te, Dani Olmo. Du-te. Pasa. Este bună, continuă. Bine aici Gyökeres, haide. Haide, mă, Gyökeres, mă, până dai tu shoot, bă. E bine, și se termină meciul, din păcate pierdem primul nostru meci, bă, din păcate pierdem versus cei de la Real Madrid. Efectiv, nu știu ce s-a întâmplat, trebuia să bag pe Balde și nu să las pe Rațiu, din păcate l-am lăsat pe Rațiu și am pierdut pentru că Mbappé este mult prea rapid și trebuia să fac ceva în primița asta, dar n-am reușit, asta este, pierdem primul nostru meci, pierdem aici 3 puncte, însă o să recuperăm noi cumva. Următorul meci este versus cei de la Espanyol, un meci chiar foarte ușor, așa că haide să îl simulăm pe acesta. O să vreau să fac niște schimbări mici, o să iasă Araujo, o să intre Garcia și în rest o să păstrez echipa așa. Îi dăm quick sim și haideți să vedem ce reușim să facem. Și se pare că, haideți să vedem, reușim să câștigăm cu 3-0. Marchează aici Sesco, Gyökeres și Marquinhos. E bine, următorul meci este destul de greu versus cei de la Sevilla. Momentan, în continuare, suntem pe locul 1, dar vedem că Sevilla este în spatele nostru. Asta înseamnă că trebuie neapărat să câștigăm acest meci. O să fie un meci destul de greu, însă eu zic că putem să-l câștigăm. În acest meci o să intre Araujo pentru că este foarte supărat acolo pe mine, pentru că l-am cam scos din anumite meciuri, pentru că era obosit, dar data asta o să joace tot meciul. Și echipa, după cum văd, arată chiar foarte bine și odihnită, așa că haide să intrăm în meci, să vedem ce reușim să facem. E bine, și în ce meciul versus cei de la Sevilla, haide să vedem că reușim să-i batem și să ne menținem pe locul 1. Bine aici Sesco, haide, pasa este bună și acum Sesco, bine mă Sesco, mă, asta zic mă, ce lucru în echipă, ce pasă bună la Sesco de la Gyökeres, Sesco marchează un șut foarte, foarte frumos. Revedem faza foarte bine aici a pressing-ului lui Sesco, din păcate nu reușește să ajungă mingea, însă pasa la Gyökeres este foarte bună și șutul din prima direct în plasa adversarilor. Bine aici la Miamal continuă foarte bine, continuăm la Miamal, hai să facem reușim să facem ceva, îl întoarcem, centrarea dacă este bună, este bună și acum Gyökeres, bine mă, asta zic, incredibil Gyökeres ce reușește să facă, bine mă Gyökeres, mă, n-am mai marcat el de mult, însă când marchează, uitați-vă la minunăția asta de gol, ce centrare bună de la Miamal, însă uitați-vă ce parfecă de la Gyökeres, direct în plasa adversarilor, ce bombă de la Gyökeres, nicio șansă n-am avut portar, nicio șansă, azi e bun aici, astfel dacă reușim să ne apărăm foarte bine acolo, un șut bun acolo, însă prinde Ter Stegen, fără nicio problemă. Bine aici pasă la Gyökeres continuă foarte bine, șutul lui Gyökeres pe lângă poartă, trebuia să pase la Sesco, asta este. Bine aici Nico Williams, pasă dacă este bună, este bună la Gyökeres și acum Gyökeres, du-te, centrarea este bună, Sesco nu reușește din păcate. Bine aici la Miamal cu capul, însă din păcate apără portarul. E bine, și se termină meciul, reușim să câștigăm acest meci destul de greu, cu 2-0 îi batem pe cei de la Sevilla și ne menținem pe locul 1. Următorul meci se pare că este în UEFA Champions League versus cei de la Olympic Lyon, un meci chiar
foarte, foarte important pentru că este pe locul 20, un loc chiar, chiar grav pentru Barcelona, dar totuși este bine pentru că am jucat doar un singur meci, deci putem să ne revenim. Olympic Lyon momentan este pe locul 5, așa că trebuie să-i dăm jos de acolo și să reușim noi să câștigăm. Așa că în acest meci, haideți să încercăm și să facem, o să jucăm acolo pe Araujo, este chiar foarte trist. Însă la mine mal, din păcate o să iasă, o să intre Messi, iar în rest presupun că o să lăsăm așa echipa pentru că am nevoie foarte, foarte mult de Balde și de Araujo. Așa că haideți să intrăm în meci. E bine, și începe direct cu un atac agresiv aici, haideți să vedem că reușim să câștigăm cel puțin al doilea meci din UEFA Champions League. Caz aici pentru Messi, Messi, centrarea dacă este foarte bună, este destul de bună, pasa însă nu este suficient de bună, dar este interesantă. O ocazie foarte bună aici pentru ei, însă șutul este pe lângă poartă. Azi e bună pentru Messi, pasă bună la Sesco și acum Sesco, bine mă Sesco, mă, asta zic, asta zic, foarte bun șutul direct în plasa adversarilor. Revenem faza foarte bună aici, pasa de la Messi la Sesco și bomba lui Sesco, foarte, foarte bine plasa șutul. Facem 1-0 în acest meci. Azi e bună aici, continuă foarte bine Kunde, pasa dacă este bună, Messi, Messi la balon, șutează, haide, nu reușește, Maguire, Maguire pe bune îl oprește. Nico, pasa bună la Gyökeres, Gyökeres acum la cărușește, șutul este bun, mă, asta zic, mă, asta zic, mă, Gyökeres, mă, bine, mă. Facem 2-0 în acest match. Revedem pasa de la Nico la Gyökeres, foarte bine l-a văzut aici și Gyökeres șutează pe lângă portar din nou, bomba lui, foarte, foarte bună. Bine aici Messi, foarte bine acolo, Gyökeres, Gyökeres la cărușește, oh, ce fault, ce fault. Ok, ok, l-avem pe Messi în teren, asta înseamnă că cu el o să bătem. Harry Maguire, logică, Harry Maguire faltează, logic. Iar acum Messi, haide, haide Messi, haide. Trebuie să marchez neapărat. Chemăm aici second person ca să intimidăm portarul. Așezăm mingea, ceva de gen, o să vreau să dau. Haide, direct în vinclu. Direct în vinclu, cred că am dat prea tare. Sper să-mi fi dat prea tare. A, am dat prea încet, ok, ok. Însă totuși Nico Williams, Nico Williams nu reușește, apără Meret. E bine, și se termină meciul, reușim să câștigăm totuși al doilea meci din UEFA Champions League. Cu 2-0 îi bătem pe cei de la Olympic Lyon. E bine, următorul meci este versus cei la Girona în La Liga. Un meci chiar foarte, foarte ușor. Suntem pe locul 1 în continuare. Așa că acest meci o să vreau eu să îl simulez. Echipa arată chiar destul ok, Araujo foarte, foarte obosit, o să iasă, o să intre cu Barsi, o să intre și Rațiu și o să intre și Gavi în locul lui Frankie. Îi dăm sim și hai să reușim să câștigăm și se pare că reușim să câștigăm cu 4-2, marchează la Minamal, Gyökeres, Gyökeres din nou și Sesco. Iar următorul meci este versus și la Real Betis. Însă acest meci o să vreau să jucăm noi în episodul următor. Ne-am descurcat destul de bine în acest episod cu noua echipă, fără niciun transfer făcut în afară de Sesco, desigur. Din păcate am pierdut un meci și acela a fost versus și la Real Madrid, dar asta este. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să verificați link-urile din descriere, să vă abonați în caz că n-ați fi deja să activați și clopoțile, am fost Unreal Byte, pam, pa, 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 pa.